Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și chiar dacă a trecut Crăciunul, vreau să vă urez un călduros la mulți ani, pentru că peste câteva zile vom încheia acest an și vom începe un nou an în care doresc ca fiecare dintre dumneavoastră să aibă parte de bucurii, de succese, de multă sănătate în primul rând, și fiecare zi să vă fie plină de fericire, de soare, de zâmbete și de tot ceea ce este mai frumos. Trecând mai departe, vreau să mă adresez doamnelor începătoare. Fiecare dintre noi avem acasă bucăți de scule din care lucrăm, cu care nu știm ce să facem pentru că nu ne ajung pentru o lucrare mai mare. Astăzi vom face un mini iepuraș. În felul acesta veți învăța modul în care putem valorifica aceste rămășițe, să le spunem așa, și vom lucra, așa cum vă spuneam, un mini iepuraș care poate fi un frumos cadou pentru un copilaș, pentru persoană dragă, ceea ce doriți dumneavoastră. Deci avem nevoie de fir, indiferent ce culoare, poate fi galben, roz, roșu, nu are importanță. Vom avea nevoie apoi de un fir despărțitor, vom avea nevoie de un pic de melană, vom avea nevoie de o pereche de ochișori, cine are ochișorii cu șurub, dacă nu, ochișorii care se aplică cu lipici, iar dacă nu aveți nici aceea, puteți folosi două mărgeluțe negre. Vom avea nevoie de acul pentru cusut lână, foarfece și, bineînțeles, croșetul. Croșetul este fundamental. Voi lucra cu croșetul numărul 3 și pentru că acest tip de fir este adaptat acestui croșet și vom începe lucrarea. Așa cum vă spuneam, vom face un mini iepuraș și voi începe lucrând în cercul magic un număr de 6 piciorușe scurte. Vom lucra corpul mai întâi, capul și corpul, și veți vedea că va fi foarte ușor să-l realizați. Nu necesită mult timp, nu este foarte dificil. Întotdeauna când vă reamintesc, când începeți să urmăriți un tutorial, să aveți alături un pix și un caiet pe care să scrieți. Deci voi începe cu 6 piciorușe scurte, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea. Vom închide cercul magic cu fir alunecat, așa cum știți, care bineînțeles că la început intră croșetul mai greu. Iar acum, următorul lucru pe care îl vom face va fi să facem în fiecare ochi o înmulțire. Deci, la sfârșitul rândului, noi vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Am lucrat deja 4 și vom continua până la 12. Am lucrat cele 6 înmulțiri, am obținut 12 piciorușe scurte. Voi continua acum lucrând un picioruș scurt. Iar în următorul vom face o înmulțire. Voi continua din nou cu un picioruș scurt, o mulțire
Vom lucra astfel pe întreg parcursul rândului. La sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Ne întâlnim la capătul acestui rând. După ce am lucrat un picioruș scurt urmat de o mulțire, repetând pe întreg parcursul rândului, am obținut cele 18 piciorușe scurte. Acum vom lucra două piciorușe scurte. Iar în cel de-al treilea picioruș scurt din rândul anterior, vom face o mulțire. Vom repeta astfel pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 24 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua. Următorul rând, lucrăm 3 piciorușe scurte. 1 2 3 Iar în următorul vom face o mulțire. Vom continua astfel pe întreg parcursul rândului, alternând 3 piciorușe scurte urmate de o mulțire, iar la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. După ce am lucrat 3 piciorușe scurte urmate de o mulțire, am obținut un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom lucra 4 piciorușe scurte. 2 3 4 Iar în cel de-al cincilea picioruș vom face o mulțire. Și pe întreg parcursul rândului vom alterna această secvență, 4 piciorușe scurte urmate de o mulțire, iar la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 36 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. După ce am lucrat 4 piciorușe scurte urmate de o mulțire, am obținut cele 36 de piciorușe scurte, iar acum vom face 5 rânduri de câte 36 piciorușe scurte. Așa cum v-ați obișnuit în ultimele tutoriale pe care le-am lucrat, prezint și recomand pentru cine dorește anumite canale de YouTube care aparțin românilor și pe care eu vi le recomand. Cum am văzut că în lista mea de prieteni sunt foarte multe persoane care au diverse hobby-uri. Astăzi, pentru cine iubește să picteze, recomand canalul Painting Lovers. Deci, este adresat celor care iubesc să picteze. Eu voi scrie exact denumirea canalului în prezentarea acestui tutorial. Merită să dați un ochi acestui canal de YouTube. Este o fată foarte drăguță care are un talent deosebit. Mie îmi place foarte mult. Eu cred că în lumea creatorilor de modă, a stiliștilor, ar face un succes fenomenal. Are un talent deosebit. Cine dorește, se poate înscrie, se poate inspira, poate vedea tehnica acestei fete, să vedeți cum pleacă de la zero și în câteva minute creează ceva superb, ceva deosebit. Mie una îmi place foarte mult. Deci, așa cum spuneam, aici cu iepurașul vom continua lucrând
5 rânduri de câte 36 piciorușe scurte, iar noi ne vom întâlni la capătul acestor 5 rânduri pentru a continua mini-iepurașul. Am lucrat cele 5 rânduri de câte 36 piciorușe scurte, acum vom începe să scădem și vom lucra 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte, după care vom face o scădere. Deci vom intra în următoarele două ochiuri, doar partea din față, și vom face prima scădere. Vom continua în acest fel, alternând 4 piciorușe scurte urmate de o scădere, iar la sfârșitul rândului vom avea din nou un număr de 30 de piciorușe scurte. 3, 4, eu sper că se vede ceea ce lucrez. Voi face din nou o scădere, după care vom continua singure. Și ne întâlnim la capătul rândului cu 30 de piciorușe scurte. Am îndreptat camera un pic mai jos să puteți vedea mai bine. După ce am lucrat 4 piciorușe scurte urmate de o scădere, vom continua rândul următor, lucrând 3 piciorușe scurte, 2, 3, urmate de o scădere. Și vom intra doar prin partea din față a firelor și vom lucra astfel de jur împrejur, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte. Voi face și cea de-a doua scădere, după care vom continua singure. Ne vom întâlni la capătul rândului cu 24 de piciorușe scurte. După ce am lucrat 3 piciorușe scurte urmate de o scădere, am obținut un număr de 24 de piciorușe scurte. Acum lucrăm 2 piciorușe scurte. Apoi din nou vom face o scădere. Vom continua astfel pe întreg parcursul rândului, deci 2 piciorușe scurte, urmate de o scădere, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Odată terminat acest rând, vom pune ochișorii. Pentru cine are ochișorii e cu șurub de siguranță. Și vom număra, începând cu primul rând de la cercul magic, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rânduri. Pe cel de-al șaselea rând voi pune un ochișor. Voi lăsa unu, doi, trei, patru piciorușe, după care voi aplica cel de-al doilea ochișor. Intră un pic cam greu, dar va intra și el. Acum voi întoarce un pic pe dos lucrul și voi pune butonul de siguranță. Vom apăsa bine. Acest tip de ochișor este foarte util dacă dorim să facem jucării pentru copii,
ușorii, uitați-vă, după care vom continua cu lucrarea. Așa cum știți, am lucrat două piciorușe scurte urmate de o scădere. Acum vom continua lucrând un picioruș scurt urmat de o scădere, iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. Deci voi începe cu un picioruș scurt, după care voi face o scădere, apoi din nou un picioruș scurt, o nouă scădere și vom continua astfel până la sfârșitul acestui rând. Noi ne întâlnim la sfârșitul rândului cu cele 12 piciorușe scurte, așa cum vă spuneam. Între timp am umplut și căpușorul cu melană. Acum vom continua următorul rând lucrând două piciorușe scurte. După care vom face o scădere. Și vom continua astfel pe întreg parcursul rândului. Două piciorușe scurte, o scădere. 1, 2. Vom face o nouă scădere acum. Din nou, două piciorușe scurte, 1, 2, ultima scădere, iar acum vom schimba firul despărțitor și vom continua lucrând două piciorușe scurte, 1, 2, în următorul picioruș vom face o mulțire, deci ceea ce am scăzut acum vom înmulți. Din nou, două piciorușe scurte, o nouă mulțire, alte două piciorușe scurte, și ultima înmulțire, vom pune firul despărțitor și vom continua cu un picioruș scurt, o mulțire. Pe parcursul acestui rând vom lucra în acest fel, un picioruș scurt urmat de o înmulțire. Vom repeta, iar noi ne vom întâlni la capătul acestui nou rând. Acum coborăm în jos cu corpul propriu-zis. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Vom continua rândul următor, lucrând două piciorușe scurte. 1, 2. În cel de-al treilea vom face o mulțire. Și în felul acesta vom continua pe întreg parcursul acestui rând. Deci,
vom lucra două piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Noi ne întâlnim la capătul rândului, pe care vom continua. Vom continua, lucrăm trei rânduri de piciorușe scurte, așa cum se găsesc, fără să înmulțim, fără să scădem. Vom face trei rânduri. Vom lua fiecare piciorușă în parte și îl vom lucra așa cum se găsește. Iar noi ne întâlnim la capătul acestor trei rânduri. Am terminat cele trei rânduri de piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând două piciorușe scurte, urmate de o scădere. De aceea este un mini iepuraș, pentru că va fi micuț. Din nou două piciorușe scurte, urmate de o nouă scădere. Și vom lucra astfel până la capătul rândului. Două piciorușe scurte, o scădere. O să vedeți la urmă ce drăguț va fi iepurașul nostru. Două piciorușe scurte. Iar acum voi face ultima scădere din acest rând. Vom schimba firul despărțitor și vom continua lucrând un picioruș scurt urmat de o scădere. Dar înainte de a continua, vom umple și corpul cu melană. De aceea am vrut să rămân aici alături de dumneavoastră. Aici vom avea nevoie de foarte puțină melană sau ceea ce folosiți dumneavoastră pentru a umple jucăriile, felul acesta. Nu este nevoie de multă melană pentru jucăriile mici, foarte puțin. Iar acum voi pune din nou firul despărțitor și, așa cum vă spuneam, voi lucra un picioruș scurt urmat de o scădere. Deci un picioruș scurt și o scădere. Astfel vom lucra până la capătul rândului, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la ultimul rând al corpului, iar acum vom lucra scădere după scădere. Deci vom scădea consecutiv. Am ajuns la capăt. Vom scurta firul. Vom lăsa o bucățică pentru că va fi nevoie să cosem. Voi închide lucrarea și cu acul pentru cusut lână vom închide partea de jos a corpului. Vom intra în fiecare jumătate de picioruș, jumătate dinspre noi, în felul acesta.
tragem bine firul, după care vom ascunde firul, îl vom pierde undeva. După ce voi intra de 2-3 ori cu acul, parte și în cealaltă, felul acesta. Chiar dacă acum vi se pare că nu are nicio formă, veți vedea că la urmă iepurașul va fi foarte drăgălaș. Eu știu deja cum va arăta. Scurtez firul și vom continua lucrând în continuare piciorușele. Pentru picioruș voi începe în cercul magic un număr de 6 piciorușe scurte. Acesta este primul cel de început, care nu-l numărăm. Vom face 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea. Vom închide cercul magic, fir alunecat. După care, următorul rând, vom lucra în corespondența fiecărui picioruș o înmulțire. Deci la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Deci vom face 6 înmulțiri. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua rândul următor lucrând un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Un picioruș scurt, iar în următorul vom face o înmulțire. Și vom repeta în acest fel, un picioruș scurt, o înmulțire, pe întreg parcursul rândului, iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. După ce am lucrat un picioruș scurt urmat de o înmulțire, deci am obținut 18 piciorușe scurte, vom lucra două rânduri de 18 piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș îl luăm așa cum se găsește și vom lucra două rânduri. Ne întâlnim la capătul acestor două rânduri. Am terminat cele două rânduri de piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o scădere. Deci, un picioruș scurt, urmat de o scădere. Și vom lucra astfel pe întreg parcursul acestui rând. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Ajunse în acest punct, vom umple piciorușul cu melană, dar mai întâi voi pune și firul care mi-a rămas de la corp. De aceea v-am spus întotdeauna, firele care ne rămân nu le vom arunca, ci vom umple jucăriile noastre cu ele. Acum voi pune și melană, după care voi continua. Voi pune firul despărțitor și acest rând voi lucra scădere după scădere. Face doar scăderi. Felul acesta. Scădere după scădere până când vom ajunge la capătul rândului. Rămân cu dumneavoastră în anumite
faze ale lucrării, pentru că aș vrea să vedeți cum lucrez. Acesta, așa cum spuneam, este un tutorial pentru doamnele începătoare, un tutorial în care, așa cum am spus la început, putem valorifica bucățile de fire care ne-au rămas. Ajuns în acest stadiu, ce voi face? Voi lăsa o bucată de fir un pic mai lung, pentru că vom avea nevoie să coasem piciorușul de cord. Dar mai întâi vom închide lucrarea. Deci voi închide acest fir în felul acesta. După care, cu acul, vom coase. Acul pentru cusut lână. Și din nou vom intra în fiecare jumătate de picioruș, jumătate dinspre noi. Acesta eu trec prin două odată. Dumneavoastră puteți să luați unul câte unul, dacă vă este mai ușor. Voi trage firul. Voi coase un pic. Modul în care să-i dau stabilitate de jur împrejur și astfel vom lăsa firul netăiat. Vom lăsa în felul acesta pentru că va fi nevoie să coasem piciorușul de iepuraș. Bineînțeles că avem nevoie de două astfel de piciorușe. Eu l-am lucrat deja pe cel de-al doilea. L-am aici, punem totul aproape. Și continuăm lucrând mânuța, lăbuța. Din nou, în cercul magic, voi începe cu un număr de 4 piciorușe scurte. Voi face primul. Scuzați un pic. Cel de început, pe care nu-l vom număra, vom face 4 piciorușe scurte. Cel de-al patrulea, voi închide cercul magic cu piciorușa alunecat. Din nou, intră foarte greu, urăsc atât de mult aceste croșete care sunt atât de întoarse, un vârf atât de dificil de manevrat. Așa. Iar acum, rândul următor, în corespondența fiecărui picioruș, vom face o mulțire. Deci, la sfârșitul rândului, vom avea un număr de 8 piciorușe scurte. Avem deja 2, 4, 6. Și acum voi face ultima mulțire. Am obținut cele 8 piciorușe scurte. Rândul următor, vom pune firul despărțitor și vom lucra aceste 8 piciorușe scurte. Deci fiecare ochi așa cum se găsește. Următorul rând vom lucra două piciorușe scurte. 1, 2, urmate de o scădere. Deci vom lua doar partea din față a următoarelor două ochiuri. Și din nou două piciorușe scurte. Doi,
Două piciorușe scurte. Iar acum vom pune în interior acest capăt de fir. Vom ascunde aici înăuntru, va face ca și umplutură. Nu este nevoie să punem melană. Următorul lucru pe care îl vom face va fi să facem scădere după scădere. Dumneavoastră puteți pune firul despărțitor pentru a nu vă încurca. Scuzați zgomotele care se aud, deja au început vecinii să se trezească. Ultima scădere. Voi face așa un fir alunecat. Voi scurta firul. Scuzați dacă trec prin... Voi lăsa o bucățică ca să pot coase. Voi închide lucrarea. Bineînțeles, în acest mod avem nevoie de două mânuțe, două lăbuțe din față. Eu le-am făcut deja, le-am două, le vom pune aici de o parte și vom trece la urechiușă. Pentru urechiușă vom face cercul magic. În interiorul cercului magic vom lucra. Deci acesta este primul picioruș de început, care nu îl punem la număr. Acum vom lucra 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Vom închide cercul magic. Închide cu fir alunecat. Următorul rând vom face în corespondența fiecărui picioruș o mulțire și astfel că la sfârșitul rândului vom avea un număr de 10 piciorușe scurte. Deci prima mulțire, cea de-a doua, noi ne întâlnim la capătul rândului cu cele 10 piciorușe scurte. După ce am obținut cele 10 piciorușe scurte, vom continua lucrând. Un picioruș scurt, urmat de o mulțire. Vom repeta pe întreg parcursul acestui rând, în felul acesta, un picioruș scurt, urmat de o mulțire. Nu uitați să puneți firul despărțitor. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând, un număr de 15 piciorușe scurte. Am obținut cele 15 piciorușe scurte. Acum vom face două rânduri de câte 15 piciorușe scurte. Deci vom lucra fiecare ochi așa cum se găsește. Două rânduri. Noi ne întâlnim la capătul acestor două rânduri. După ce am lucrat aceste două rânduri de piciorușe scurte, vom continua lucrând. 3 piciorușe scurte. După care vom face o scădere. Și vom continua astfel pe întreg parcursul rândului. 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Urmate de o scădere.
nouă scădere. Vom schimba firul despărțitor și vom lucra trei rânduri, fiecare picioruș așa cum se găsește. Iar noi ne vom întâlni după ce vom lucra aceste trei rânduri. Am lucrat cele trei rânduri de piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând două piciorușe scurte, 1, 2, urmate de o scădere. Din nou două piciorușe scurte. O nouă scădere, două piciorușe scurte, o scădere, până la capătul acestui rând, după care vom face un rând de piciorușe scurte așa cum se găsesc. Deci fiecare picioruș scurt îl vom lucra în felul în care se găsește, fără să scădem, fără să înmulțim. Ne întâlnim la capătul rândului. Vom continua rândul următor, lucrând un picioruș scurt, o scădere, scurt, o scădere, un picioruș scurt, din nou o scădere, scurt. Eu sunt înghețată de frig. Să știți, la mine în cameră iarna este foarte frig, iar vara este un cald înnăbușitor. Și ultima scădere. Iar acum vom scoate firul despărțitor. Vom lăsa o bucată de fir mai lung, pentru că va fi nevoie să coasem urechiușa. Ușor. Vom închide lucrarea și vom începe să montăm părțile componente. Mai întâi vom pune piciorușele. Piciorușele le vom coase aici în față, de o parte și de cealaltă. Vă arăt primul cum îl voi coase. Simplu, cu câteva împunsături de ac, îl vom atașa corpului. Vom fi atente să prindem bine. Nu va sta bine. Așa, ultima cusătură aici. Avem acesta. Voi pierde firul undeva, pentru că așa este nevoie.
cum coase singure și cel de-al doilea picioruș, ați văzut cum l-am atașat primul, cum coase și pe cel de-al doilea, în felul acesta. Cu firul voi merge de câteva ori, pentru a-l ascunde bine, iar singure vom coase cel de-al doilea picioruș. Voi coase o mânuță, să vedeți modul. Deci celălalt picioruș va veni aici. Voi coase și mânuța, după care vom coase singure. Și ne întâlnim apoi la urmă cu lucrarea terminată. Deci voi lua mânuța, o voi pune aici. Vedeți? Unde este gâtul iepurașului, în modul în care să putem să fiți atente, să nu coaseți mânuța prea departe de corp, acesta cu două, trei cusături am fixat-o pentru că este micuță, de aceea este și un mini iepuraș. Vedeți? Deja este la locul ei. În felul acesta veți coase și dumneavoastră cea de-a doua mânuță. Vom da un pic de siguranță firului, perzându-l de câteva ori prin corpul iepurașului. Vedeți? Așa. Acum voi coase singură, după care mă întorc la urechiușe. Și dumneavoastră, la fel, veți coase singure. Și ne vom întâlni pentru urechiușe. Am cusut lăbuțele. Am cusut mânuțele, acum vom pune urechiușa, una eu deja am aplicat-o, vedeți exact, începând de la primul rând, unde am făcut cercul magic, voi fixa urechiușa și o vom coase. De jur împrejur, atenție! Vom fixa cum trebuie. Și în felul acesta ne apropiem de sfârșitul lucrării. Eu de obicei în lucrările în care fac tutorialele lipesc aceste părți. Însă am preferat să cos. În felul acesta și dumneavoastră veți vedea, este mai indicat să le coasem, dacă vrem să le oferim unui copil, pentru că acesta, jucându-se cu aceste mici jucării, poate să le rupă, le poate pune în guriță, de aceea este cel mai indicat să le coasem. În felul acesta, încet, încet, ajungem la sfârșitul lucrării noastre, repet din nou. Sper să vă placă. Eu încerc de mult să vin în întâmpinarea dumneavoastră, a doamnelor începătoare. În felul acesta și dumneavoastră, încet, încet, puteți învăța câte puțin din tainele acestui croșet atât de minunat, din lumea jucăriilor amigurumi. Vedeți? Am cusut aici, din nou voi pierde firul undeva de desubt. Nu ne rămâne decât să-i conturăm un pic gurița și să adăugăm un mic detaliu care să-l înveselească un pic. Vom pune ceva fundiț, ceva care să-i schimbe un pic aspectul.
Dacă puneți fundiță, vă rog să o coaseți, să o puneți în modul în care să nu fie periculos pentru copilași. Repet din nou. Voi da deoparte și cu un fir negru de macrame sau fir de ață, dacă nu dispuneți de macrame, vom contura gurița. Voi intra de undeva de aici, de sub. Încerc să fiu cât mai explicită pentru dumneavoastră. Gurița dumneavoastră o veți coase în funcție de preferințele pe care le aveți. Voi face așa. Treceți de două ori cu firul și apoi voi intra aici în jos. Face o dunguliță. Capăt de fir. Îl voi ascunde dedesubt. Și din nou voi face aici o cusătură dublă. Deci voi trece de două ori. Să intre dedesubt, dar va intra pentru că nu va face cum vrea el, ci cum vrem noi. Așa. Ia, uitați-vă că am rezolvat. Voi intra din nou. Voi ieși undeva dedesubt pentru a pierde acest capăt de fir. Am folosit un ac mai subțire pentru guriță. Iar aici din nou voi intra undeva cu firul și îl voi pierde de câteva ori. Vom face în modul în care să nu se observe, să fiți atente. Iar acum, așa cum spuneam, vom face ceva ca să-l înveselim. Îi voi pune o mică fondiță. Eu o fondiță. Eu o voi lipi cu lipiciul lichid. Dumneavoastră, dacă optați pentru fondiță, vă rog să o coaseți în cazul în care doriți să lucrați acesta pentru un copilaș. O fondiță deja pregătită. Puteți folosi ce culoare doriți dumneavoastră. Nu este obligatoriu să respectați culorile mele. Important este mesajul pe care vreau să-l transmit, deci modelul în sine. Uitați-vă. În felul acesta. Și acesta este mini iepurașul pentru doamnele începătoare. Eu sper să vă placă foarte mult, să vă placă. Pot să spun foarte mult ceea ce am lucrat astăzi. Voi veni cu noi tutoriale pentru dumneavoastră, doamnele începătoare, în care tot în același mod vom valorifica în mici lucrări bucățile de fire care ne-au rămas. Dacă v-a plăcut ceea ce am lucrat astăzi, vă rog să lăsați un like,
un comentariu, pentru că mi-este foarte mult de ajutor fiecare like, fiecare comentariu. Așa cum vă spuneam, voi reveni cu noi tutoriale după această pauză și mai ales după ce vor trece, va trece și sărbătoarea de Sfântul Vasile. Vom intra la tutoriale un pic mai mari, tot pentru doamnele începătoare, în care să învățăm să facem și lucruri mai mari. Eu vă doresc din nou sărbători fericite și vă aștept alături de mine. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături pe parcursul acestui an care în curând se va încheia și să ne revedem și să ne reauzim cu bine. Sărbători fericite! Vă mulțumesc! Să punem așa iepurașul să se vadă.